Salut, Alex! Întrebare, merge și se aude bine? Da. Atunci e bine. Ah, mai devreme pornisem live-ul ăsta pe care voiam să-l fac. A fost un fail total, nu știu de ce, am stat vreo, cred că 5 minute și niciun mesaj pe chat, nimic, absolut nimic. Și l-am repornit, că mă gândesc că poate YouTube n-a dat notificare. Deci, da. Și cred că YouTube n-a dat notificare, că YouTube-ul face fițe. S-a gândit să șoardă prost astăzi cu mine. Doamne, cine ar fi un fac uneori? Salut, Cornel! Da! Fix ce ziceam. YouTube n-a dat notificare. Că de ce să dea YouTube? Eu am primit notificare. Nu, făcusem un live înainte, pornisem un live înainte și n-a dat YouTube notificări cel mai probabil pentru că am stat vreo 5 minute și nimic. Nici like, nici comentariu, nimic. Salut de live in RAW. YouTube-ul ăsta. Nu uitați de like. O, stați așa, deci dintr-un stack fac 4 clivere, 16. Așa. De fapt, nu, prea multe clivere o să fac și mai bine nu. Deci se vede bine, se aude bine. Mă, vreau să iau și etichetele astea. Ah, am uitat de astea. A, gata și cu pregătirile. Plec spre bunker. Nu știu cât o să fac din bunker, dar sper să apuc să-l fac și pe hard mod. Nu tot, dar măcar jumătate.
Ia, ce-i asta? Resto, las. Nu mă duc acum la el, că nu prea am chef. Cred că o să ajung să dau delay la tichetele verzi. Pe bune. Să o pistoale. Eu dau și alea verzi și alea galbene. Da. Mă, frate, de ce-i pustiu așa azi? În alte dăți era mai plin la mine pe live. Acum e cam bate vântul. Mă duc acasă că vreau să iau pistoale pentru The Blind One. Să iau două pistoale. Mi-am făcut așa un calcul și ar trebui să mai fac cam de două ori bunkerul pe hard mod ca să pot să fac level 15 la floppy disk. Să am, în momentul în care deschid un floppy, să am loot-ul maxim. Ia să văd dacă tot am venit acasă, să văd dacă vreau să mai iau ceva. Ah, atașamentele, da. Atașamente. Și atât, cred.
Dacă mai e cineva pe chat, ar putea să pună link-ul pe server, vă rog eu frumos, de la live. Gata, îmi ajung chestiile astea. Cel puțin așa sper. Thank you.
Gata. Ai pus link-ul pe Discord? Mulțumesc, mulțumesc. Apreciez. Bă, Cornel, o să pun și pe tine moderator, dar după ce termin live-ul, că acum nu prea pot. Da, cred că știu de ce e așa pustiu. E sâmbătă, e ora 6-7 cât o fi și toți sunt pe afară. Astăzi fac live cu Last Zero Nerd, iar mâine, fiind duminică, cel mai probabil o să fac live cu Identity 5. Vreau să văd cum se comportă jocul atunci când fac live, cum se comportă telefonul. Dacă nu, o să rămân la stadiul de episoade și atât. Identity 5 e un fel de by daylight. Da, de telefon. Nici nu e nevoie. Ah, ok. Ai, mă, frate, bine că... Pare interesant jocul, să vedem cum decurge. Da, aia zic și eu. Mâine o să fie un test live, așa, să văd cum se comportă telefonul. Am văzut că jocul e șmecher, că l-am jucat. Bine, îl știu, mă rog, l-am jucat. Dar jocul cam necesită multe resurse. Și faza e că... A, deci asta e șmecheria cu... Aha, gata. M-am prins și eu acum. Și dacă live-ul de mâine cu Identity 5 o să fie bun și o să vă placă jocul și... Așa mai departe, automat că o să fac și episoade. Dacă nu, ai.
Mamă, ce repede merge bunkerul. Mamă, și ce-mi plac cleavorele astea. Ah, mi-a luat pumn. Încercăm și răguța asta. Mă, de când am mai făcut o tricorangă. Salut, Liviu! Salut! Am că au început să vină. Mă, vreau să vă întreb și eu o chestie, ăștia care sunt despre live. Eu când fac live, YouTube vă permite notificare? Sau, momentul în care, nu știu, apare cineva la mine pe live și le rog să pună link-ul pe Discord, atunci veniți și voi. Adică, mai pe scurt, veniți de pe Discord sau veniți de la notificarea YouTube-ului? Că dacă YouTube nu primite notificări, e o problemă. Și în funcție de ce îmi ziceți voi acum, o să încerc să rezolv problema dacă YouTube nu primite notificări. A, și când o să deschid cutiile, pun de acum găul, la 15 like-uri deschid cutiile de la bunker. Deci la 15 like-uri deschid cutiile. Ai, mă. Apare după vreo 2-3 minute. Da, prost. Prost merge YouTube-ul, foarte prost. În ultima vreme nu știu ce naibii a păsit, dar merge nu că e prost și execrabil, e... mi scârbă, pe bune. Și nu că, vai, doamne, sunt eu acum, opa, pretențios sau așa. Dar... nu știu unde a rămas, nu că sunt pretențios sau mai știu eu ce, dar pe bune dreptate acum, adică să nu primiți notificări. Sau să o dai după, nu știu, 2-3 minute. Sau cum am auzit la unii, după jumătate de oră. Lasă un colo, bătaie de joc.
sincer. S-a zis la Vale, YouTube-ul mai aici a fost. Nu mai e, gata, paci, să mai fie. Adios. YouTube-ul ăla de acum 4-5 ani nu o să mai fie. Pe bune, am început să bage reguli din ce în ce mai stupide. Pentru că, na, mă mai uit eu pe la YouTuber și mai zic, bagă reguli. Și YouTube-ul de acum 4-5 ani nu o să mai fie. Iar YouTube-ul de acum este fix pentru copii. Cu desene, cu, mă rog, fix pentru copii. Nu poți să mai faci nimic. Dacă arăți o băutură alcoolică pe, nu știu, pe un vlog, pac, strike. Dacă arăți cuțit, pac, strike. Dacă lui YouTube-ului se pare ceva violent în videoclipul respectiv, pac, strike. Sau avertizare, dacă ai noroc. Bine că nu bagă pe live-uri, că uneori am stat și m-am mai gândit și la chestia asta. Să bagi restricții din aia, să te uiți la live, știi? Și dacă ai sub 16 ani, să nu te lasă să te uiți. Și dacă vrei să te uiți și să confirmi că ai peste 16 ani, să primiți buletinul. Adică sper să nu bagi chestia asta. Că ar fi chiar de praharul de tot. Pentru că am mai stat eu așa în anumite zile și mă gândeam, bă, cum ar fi să... Știi? Când intră cineva pe live, să bagi o restricție de genul. Ia veniți băieți încoa. Salut Tokyo, Radu, nu-i mai convenabil să faci bunkerul cu pipe-uri? Nu, nu-i mai convenabil. Dai mai multe resurse pe pipe-uri decât pe clivere. Pe un pipe mi se pare că dai 10 iron, pe un cleaver dai 5 iron. Bă, dacă tot am venit aici să-mi iau și apă în inventar, că... s-au găsit aici apă. Deci, concluzia, Tokyo nu e mai convenabil să faci cu pipe-uri. Deși atentată cere un cleaver, da? 5 iron, 5 piele prelucrate și 4 scândură. Un pipe iau te cât cere. Deja din asta nu merită pentru că cere 10 iron. Plus 5 șuruburi care șuruburile nu le găsești așa pe orice gard. Cere aceeași piele plus un din ăsta, un iron plate, deci trebuie să stai 20 de minute să se facă un iron plate. Deci, da. Da, dai mai mult damage cu pipe-ul. Păi,
cu pipe-ul dai cu tot cu atașamente, să zicem 35, da? Cu un cleaver full modify, cu toate atașamentele, dai 22 damage. Plus că ai o șansă foarte mare să dai mai multe critici. Adică, ca idee să știi, poți să dai 4 hituri și acele 4 hituri să aibă 40 damage. Înțelegi? Deci concluzia merită mai mult cleaver-ul, crede-mă pe mine. Iar mea damage. Ce e bine că mi-a luat destulă mâncare cu mine. Uite, cu cleaver-ul dau 22, da? Stai așa că poate dau acum o critică, ceva. Sau poți să ai ghinionul foarte mare să nu dai nicio critică. Pentru că, na. Uite, acum i-am dat critică. Pentru că avea 24, dacă dădeam 22, rămânea cu 2 HP. Deci, da. Perfect. Uite, 40, 22, 22, 22, 92, 92. Uite că și cu pipe-ul nu poți face chestia asta să dai double hit. Uite, fii atent. Vezi? Mă rog. Așa. Ok. Sper că ți-a fost de folos sfatul. Lo, ce urăsc eu hiturile. Măcar s-a poziționat bine. A, mai zic și acum membrii cei noi care au intrat. La 15 like-uri deschid cutiile de la bunker. Donțic! Salut! Bă, dar și așa nu dau un double hit că mi se pare prea riscant. Bă, nu e riscant pentru că dacă ești atent, crede-mă, nu e riscant. Am învățat să fac wall trick cu Skull Crasher-ul și Skull Crasher-ul neavând un speed foarte mare, plus că am stă morcov un pipt în fund. Na. Și eu am învățat să dau hit după hit. Da, olo, dar stai așa, de ce am ieșit eu? Că trebuia să lotesc chesturile, iau uite. Da, mă duc înapoi că trebuie să lutești chesturile. Am uitat de chesturi. A, și tot pentru cei noi care au intrat, mâine, dacă nu o să intervină nimic, vom avea live cu Identity 5. O să fie un test live, mă rog.
Ia să vedem ce primi din chestul ăsta. Aer comprimată. E, fix ce ziceam, aer comprimat, cel mai bun. Ce îmi place aer comprimat, maleu. Ia și de aici, o șapcă de level 1. A, nu primi șapcă. Tichete și șuruburi. De fapt, un tichet și un șurub. Nu să-i dau delic, că e useless. Apa și bandaje, astea nu sunt useless, sunt bune. Da, util rău de tot. Hai, dăm ceva bun. Lovește, o, bun, tichet galben. Nice. Bun, bune și astea. Păi ia să iau și o mâncare strâncă, până la urmă și il moca. Spre multă și pormă, nu știu. Când e să fac un flor ceva, folosesc mâncare din asta și mai economisesc mâncare de acasă. Acolo nimeni și acolo aer comprimat, am înțeles. Nu? Nu mai bine așa? Spun frumos conserve și economisesc mâncarea de acasă. A, ia fiți atenți. Granadă? Aia zic. Aia zic. Nu știu dacă v-am arătat pe live, pentru că pe Discord știu că v-am arătat. Stați. E? Șmecherie. Am și o bulgărul maxat. Am și o bulgărul maxat. Acum știu, v-am arătat și pe live. Nu știu dacă v-am arătat live-ul trecut sau așa, mă rog. Dar acum știți. Just like or let's go. Bă, nu vreau ciocane, mă, dă-mă chei. Și aici parcă mai aveam apă, nu? Da.
Doar pe etichete de pe Floro 2, mă. Da, nu zic nimic. Tac din gură. Salut, Molly! Salut! Perfect, ce să mai iau? Bă, mai iau un din ăsta, că s-ar putea să nu-mi ajungă. Și niște heal. Și gata. Salutare, salutare, aia zic. Mă duc acum frumos, fac florul prei. Cum merge treaba? Cum să meargă? Cam greu. Cam greu merge. Dacă te referi la live, zic. Dacă te referi la Z, merge foarte bine. Bă, oameni buni, mă duc și eu până la baie să mă haubau și eu și revin, că nu pot să joc așa. Am revenit. Bau, trebuia să las și tu o muzică. Da, din păcate că dacă las muzica, dacă las microfonul aprins, nu e tocmai bine. Automat luat și astea trei bandaje după mine, aia. Băieții, aia zic.
Aoleu. Am uitat să vă zic o chestie. M-am jucat și eu ieri și azi Identity 5. Mă rog, am dat câteva meciuri, după am deblocat ala cu rank. Am dat și eu azi dimineață niște meciuri la rank. Bă, nene. Bă, e imposibil, mă, să câștigi, mă, pe bune. Deci am jucat și ca din ăla jucător normal și ca ăsta killer. Bă, e imposibil, mă, să câștigi un meci, mă. Dacă joci ca ăsta killer, dacă joci ca virgulă killer, nu ca virgulă killer, dacă joci ca killer, te dă cu cei mai buni. Dacă joci normal, te dă cu un killer foarte bun și câștigă ăla. Adică, na. Olo, o tengură de fuzz biter că... Așa. Mi-ai mâncat zilele. Ok, dacă zici tu... Am văzut, Liviu, că ai pus dislike. De ce ai pus dislike acolo? De ce nu vrei? Plâng. De ce nu vrei o serie cu Identity 5? O fi greu jocul și... Na. Dar e mișto, e mișto jocul. Am zis, bă, dacă posez Dragon Mania, ce naiba, e prea plictisitor. Ce-a fost cu asta, mă? De ce a găsat în halul ăsta? Deci nu uitați, la 15 like-uri deschid cutiile. De la bunker. Dar ce mișto e melodia asta de la NQS. Nice, 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 nu mi-am luat hit. Am făcut rost de carbon handle, nice, bun. Sincer, mie nu-mi place. Dacă vrei să schimbi, dacă vrei să-mi schimbi votul. Bă, fiecare cu părerea lui, adică nu... Nu sunt la Genoa, că nu știu ce, că așa. Până la ce am zis acum câteva minute cu... Na, de ce ai pus nu știu ce, ziceam la vrăjeală, așa, știi? Dacă asta e părerea ta, n-am nimic împotriva, adică, na. Îți respect părerea. Gata, m-ai prins. Auci. Am primit bone pointer de două ori înainte. Pe ce e ăla, că nu mai știu. Hai cu 15 like-uri, aia zi, hai cu 15, de fapt nu, stați așa. Stați așa că eu de-abia sunt la florul 3. Mai aveți răbdare. ...78% baterie, oho, mi-ajunge lejer. Pe spira, I'm sorry but European is wrong. Pe spira, am înțeles. Băi, să bag eu heal.
Mamă, și e mișto și melodia asta. Here. Cred că voi cea mai bună fermă ever. Intru și pe celălalt cont. Bă, stați bă așa că eu de-abia sunt la florul brei. Respirează. Bă, eu de-abia sunt la florul brei. Nu vreau să te adună de acum 15 like-uri, să se adună de acum. Ulo, abonimation-ii. Că nu pot să înjur. Jură cu Bib. Dar în primul rând să iau telefonul de la fată. A, am înțeles. Ciordelești telefonul. Zici fetei, nu și mie puțin telefonul. Pentru ce? A, îi dau like lui Radu Games. Nice. Am luat G-Stank, două CP8, un AK din cutie, carbon handle și maceta din casă. Bun, bine. Bine, bine. Chiar bine. Nice așa. Aolo, ai venit prea aproape, trăițear. Mâncați-aș talentul. Urăsc abonimation-ii că merg foarte repede, am un speed foarte mare. Op. Broadere, ai venit tu mai încoa. Aolo, 11 like-uri. Vă mulțumesc mult. Trebuia să faci police station. Da, cu ce să-l fac, mori, ia zici tu mie. Mă dau MGL-urile afară din bază, nu? Am și un MGL amărât acolo și tu vrei să fac police station-ul. Nu vreau să fac police station-ul când o să-ți vrem și eu 4-5 MGL-uri.
Știi? Adică în modul în care fac live, să-l fac calm, mă, frate, să fac pe live 99 de wave-uri. Să-l fac acolo, forță. Gen eu să-l... Ah! Scuze, iartă-mă. Iartă-mă. Eu am citit, trebuia să faci Polystation. Nu trebuie să... Trebuie să fac Polystation. Ah, scuze, scuze, scuze. Faci o ca ăla, karma asta. Nu, că eu, că eu, că nu, că eu, că nu. Da, iartă-mă. Din nou, scuze, greșeala mea. Îmi asum. Nu am chestia asta. Nu citesc tot și cu atenție, știi? Când văd acolo TRE, trebuia să știi. Trebuia, trebuie. Sau trebuia, știi? Adică, na. Cum adică îmi citești comentariul greșit? Acum o să primit în ea pentru asta. Ce faci, băiatule? Faci live normal? Mamă, Claudiule, dacă tu ești, nu te-am mai văzut de mult. Cum bă de mult de săptămâna trecută? Gata, am dat două like-uri. Mulțumesc, mulțumesc. Nu face live, ți se pare? Da, mă, Claudiule. Fac și eu cu voce, fac și eu ca lumea acum. Fac și eu cum trebuie, YouTube. A, o oprești pe like. Ha, și când o să fac 15 like-uri și o să zic stați așa că trebuie să termin bunkerul, voi să fiți la genul, bă, dar s-au strâns 15 like-uri, du-te și deschide cutiile, nenorocitule. Salut, Cezar! Hai că nu mai ai mult. Aia zic. Desactivation, determination. Mamă, șapte tichete. Până acum. Și pe florul 2 am luat parcă 3 tichete roșii. S-ar putea să iau destul de multe tichete roșii de pe florul 3. Ceea ce este very good. Veniți băieții, veniți, veniți, ia, ia.
Bravo. Dumnezeu, maule. Dacă nu mai zici nimic, sunt aici, concentrat la Wall Trick. Good. Ce scheme pe Radu ca să-i omoare, da. Bib. Mă rog, dacă te-ai uita la orice jucător de Last Day on Earth, ai vedea că toți fac același lucru. Toți se folosesc de wall prick. Bine, ăia care sunt foarte avansați și care dau 4-5 raiduri pe zi și iau arme, iau mai știu eu ce, ăia vin la bunker direct cu pistoale și chestii de genul. Dar un bunker așa se face. Imediat fac două prank-uri pe arme. N-ai, și eu la 200 de abonați. O să fac un videoclip super șmecher. Am deja materialele strânse. O să fie satisfying. La propriu o să fie satisfying. Bradere, i-a venut un coa. Da, hai că te-ai așezat. Ia! Ma, sunt bun. Tier 15. Și deschide cutia și ne pică din cutie. Să vedem, să vedem. Bă. Știți, toate chestiile astea pe care le-am arătat eu acum sunt foarte bune pentru mine, pentru că n-am nici carbon, nici factory și mi-ar trebui și niște MGL-uri. Iar 10 stil, mi-ar sta rău cu 10 stil în bază, cu încă 10 stil. Ia. MGL. Auzi, MGL minigun. Da, fix o laia mi-a picat. Spaci toată laia din bază într-o pădure. Da, că n-am ce face. ca... Stați așa. Aș face și eu wall trick. Că am puține arme, în sărăcie. Pică 10 și o sti. Așa, o live. Salut toată lumea. Salut Sebi. N-a picat 10 stil. Ce mă oftic. Oh, shit! Am crezut că dă critică. Bă, cred că i-am zis salut, Seri. Mă rog, îți mai zic încă o dată, salut. Așa. Bă, nu uitați că la 15 like-uri deschid cutiile. Acum zi, pentru că n-ai pe sfârșit, știi, și... O să deschid cutiile după fac bunkerul pe hard.
Eu vreau fer. Păi și eu vreau fer. Radule, pe 10 la PlayStation te bagi la 99 de runde? Bă, eu m-aș băga. Pe bune că m-aș băga. Dar, bă, nu știu, n-am MGL-uri. Am un MGL. Uite și... Unde e următoarea? Următoarea cutie e la Tier 25, da? Aș fi prea bună, n-o să împice un MGL de aici. Eu aș face, pe bune că aș face, da. Hai, mă. Hop. Fac cu grenade. Păi da, dar după ce fac cu grenade, după... Wave 40 nu mai merită. Sau high 45. După Wave 45 nu mai merită să dai grenade. Pentru că spargi mai rău armura și vin din ce în ce mai mulți. Și în momentul în care dai cu MGL-ul, ăla dă direct hit-ul și e instant totul. Adică ai dat acum hit-ul, au murit toți. Perfect, nice. Perfect, nice. Hop. Hai mă, dă-i. Perfect, nice. Eu nici nu am făcut level la sezonul ăsta, am înțeles că sezonul trecut m-a epuizat rău. Bă, da, dacă vrei să faci tot sezonul, te epuizează. Și am făcut numai cu granat 99 de runde, că aveam prea multe. Da, dar trebuie să ai și armură multă, foarte multă. Mă rog, eu am destul armură, dar dacă o dau, după vreo 2 săptămâni trebuie să fac bunker în continuu. Știi? Eu aș face, dar nu am grenade. Grenadele pot să iau grenade la motel, deci o grenadă la motel e garantată. După de la cutiile din zone care necesită skill de bulgar și de la bunker alfa. Nici MGL, nu mai am unde pune armura. Exact. Bine că aveai, eu le consum la schimbările de fiecare bunker. Da, mă rog. Pe bune, jocul ăsta nu e problemă cu armura, știi? Că uite, de exemplu, Gabi, că toată lumea știe pe Gabi. Când mai făceam mie live pe Discord, îmi zicea, bă, Radule, n-am unde să mai pun armurile. Efectiv, am strâns atâtea armuri încât n-am unde să le mai pun. Și pe lângă că el avea toate chesturile pline, bă, la pline ochi, cu armuri, mai avea și în alte chesturi armuri, știi? Bă, asta e la o delică și așa. Deci în jocul ăsta nu prea duci ducă de armuri. Așa, și vreau să las și armura asta, că în cazul în care primesc, nu știu, un chest de bun sau niște buți, să pun armura direct pe mine. 15 like-uri. Mulțumesc mult. S-au făcut 15 și la mine. E delay.
Chiar așa e că și eu am o soare în orice fel de armură în bază, da. Bine, eu n-am multe staturi, am multe militare. Bă, s-au făcut 15 like-uri, așa că deschid acum cutiile. 25 galbene. 20 de din astea. Și 30... din astea. Perfect. Mască, mască. A, mască, n-am mască. Hai că poate un pic din cutie. Vă mulțumesc pentru 15 like-uri. Bine, cred că v-am mai zis chestia asta o dată, dar o mai zic încă o dată. 75% baterie. Perfect. Mi-ajunge. Și vreți să lutești și cutiile, au, da. Pac. Țac. Țac. 3, 2, 1, pistol. Perfect. Așa, bun, nice. În vreo lună ceva ai reușit să faci vreo 70 plus de abonați. Bă, da, am văzut. Mulțumesc. Și oricum, dacă voi nu erați și n-ați fi dat subscribe, eu la ora asta nu ajungeam la nivelul ăsta. Deci, voi sunteți cei care m-ați ajutat. Prea ca. Prea ca ori, zici tu, Molly? Bun, fiți atenți. 3, 2, 1. 3 pistoale. Bun, perfect. Și mască. Fork. Și aici ce am primit, mă, ia stați așa. Fork și aici am primit roată. Nice. Minigun. Da, hai că minigun. A, vie, ia. Hai că da. Atașament. Brah. Trei pistoale, forță, aia zic, aia zic. Aia zic. Sunt bune pistoalele. Gândiți-vă că eu la fermă, nu știu, mă duc și dau un pistol sau niciun pistol și vin acasă cu o armă de foc, un M16 sau AK. Sau dacă mai deschid și casa și am noroc bulan, noroc de la mare și bulan din ăla mare, pot să iau și din casă o armă, un M16 sau tot așa, un pistol. Deci e nice. Chiar e nice. Eu vreau un 16 că am rămas fără. Exact, exact Liviu, la aia zic. Bă, mai bine ți-ai dori AK decât M16, că nu ai M16, îl mai găsești pe la restop. Poți să-l găsești full, știi? Bă, am 600 și ceva de oak plank-uri, deci oak prelucrat, în bază. Mai am 7 sau 8, a, am înțeles. Acă am vreo 20. Aha. Perfect, mergem frumos pe aici. Chiar dacă am mască, nu vreau să consum din ea.
M-au lacă. Tu wiring am, aluminiu wiring am în bază. Cred că o să mă apuc să-l prăjesc, pe bune. Deci, bă, nu mai am loc de aluminiu. Macetă, nice! Și grenadă. Păi câte chestii bune. Mă bucur. Chiar mă bucur. Ok, să nu uit să pun atașamente pe această macetă. După ce lutez chesturile, să mă duc la floorul 2 să pun atașamente. Să pun, mă rog, atașamentul, că na. Momentan n-am mânerul ăla ultimul pe macetă. Ăla care mi se pare, care mi se pare că de durabilitate. Baterii, mă, baterii. N-am mai văzut și eu niște baterii. Aute. Ce armură mi-am făcut eu? Doar din chesturi. Mișto, pe asta o folosesc pe hard mod. Dacă mai dă și ceva șapcă, e bine. Perfect. Hai, bradere, hai, bradere. Perfect. Macetă, iar ești nebun, și șapcă. Mă rog, căciulă din asta. Mă, băieți, cum ar fi să mai lungi de aici încă o macetă? Ia spune-ți repede. Am 13, M16 ori. E bine, lasă. Mai faci buncă rău de 3-4 ori și... Dacă ai noroc, îți pică M16. Mă, mai bun, eu am două macete până acum. Cum ar fi să mai pice încă o macetă? A? Ia să vă, 3, 2, 1. Deschidem cutia aia să vedem. Ia, nici nu mă uit. Ia uite. Mi-a picat macetă, mi-a picat rangă. Asta e bună și rangă. Nu mă plâng. Ia uite, armură făcută din chesturi. Îți pică două macete, frate. E, eu de chestia asta nu știam, sincer vă zic. Ce s-a făcut sete? Lasă-ți dau apă. Hai că mă urinez pe chestul ăsta. Dacă mă urinez, poate pică ceva bun. No, și miros. No, și nu pot să deschid camera aia, că dacă miros, s-ar tot să ia pe mine. Îți pică macetă. Hai că mi-a picat dacă e. Nu, no, vreau să mă dau la floor 1 să fac baie. Fac și repede o baie.
Nu ia de fapt, ia stați așa. Ăsta se mănâncă. Și atât bun. Mai iau chestul ăla frumos după mă duc să-l bat pe The Blind One. Ah, nu, am zis că mă duc să pun atașamente pe macete. Să le pun atașamente și apoi, da. Mă duc să-l bat pe The Butch One. Perfect, floro 2. Perfect. Salut, Alestancu! Ce am pierdut? Păi, ai pierdut florul 2 și 3. Ai pierdut cum am deschis cutiile de la bunker și cam atât. Acum apuc să las chestiile astea și să mă pregătesc de The Blind One. Că trebuie să-l bat. Cam atât ai pierdut, în rest, mai nimic. A, și apropo, stați așa că voiam să vă arăt, cei care sunteți pe live. La mine în clan s-au eliberat două locuri. Cine vrea să intre este binevenit, dar am o mare rugăminte. Vreau să fiți activi, pentru că unii au intrat, au fost activi cât au fost, după n-au mai fost activi după 10 zile. Și ca un anunț, dacă sunteți inactivi mai mult de 10 zile, veți primi kick, veți fi dați afară. La o inactivitate mai mare de 10 zile, kick. Pentru că până la urmă vreau ca acest clan să fie activ. De asta l-am făcut mai mult pentru voi, la cererea voastră. Acum dacă l-am făcut, na, știți ce zic, să fiți activi. Bă, cine vi iau eu mă lipici? Bandaje, 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 uite aici. Eu sunt cel mai inactiv doar o zi maxim, da. Dar tu ești la mine în clan Liviu? Nu. Bă, o să las armura asta de pe mine. Ia că renunț la ideea asta de a strânge mâncare, că mi-ocupă pe aici spațiu. Las, farmez mai mult. Nu am vrut. Vreau de aici pe multi, nu. Ah, ok. Am înțeles, am înțeles. Las frumos armura asta de pe mine.
îmi iau așa mâncărică. Îmi iau, uite, așa. Mai iau un stec de mâncare. De fapt, nu, mai bine iau așa. Așa. Două pistoale magice. Și armura. Hai, nu. Dar am intrat în alt plan, că nu am... că nu mai primit, că nu aveam level pe business. Ah, ok. Că nu mai primit, că nu aveam level pe business. Adică. Am glumit, da. Mă, și mi-am zis, nu l-am primit, am zis eu că nu-l primesc. Era full de ăsta. Ah, ok, ok, ok. Am înțeles, da. Pana mea, faci cum vrei, dacă vrei să intri, bine, dacă nu, iar bine, nu trebuie să te justifici în fața mea, că vai, doamne. Dacă vrei să intri, bine, dacă nu, iar bine. Activated. The Butch One vin spre tine. Pregătește-ți loot-ul. Pregătește-ți loot-ul că vin peste tine. 65% baterie. Nice, bun. Și am făcut un trade de 200 de dog tags. Da. Nice așa, nice. Țac. Ia, băieții. Aolo, mereu ăsta se pașează prost. Mai dau și 10 damage. Băi, înțeleg că e pe hard mod, dar cu cleaver-ul full modify să dai 10 damage, mă, pe bune. Am dat doarme pe ele. Ca lumea. Mam, și ăsta e din ăla panoramă care explodează. Sub 50 HP. Știi ce era bun acum? Un zip gun.
Chris îl face cu spear. Bravo lui. Durează cam un Crystal nu face live. De asta face cu spiră. Băi, la mine durează din cauza că fac live. Până că mai stau, mai citesc un comentariu, mai explic o chestie, mai fac altă chestie, mai arăt nu știu ce, înțelegeți? Deci dacă, cum a fost băiatul la Tokyo de la început, m-a întrebat, bă, de ce nu merită nu știu ce, nu știu cum, și am stat să explic. Și de asta pierd timp, pentru că vă explic vouă și nu-mi pare rău de chestia asta. Sincer vă zic, că nu-mi pare rău. Că până la urmă ajung niște oameni, știi? Că dacă n-aș face live, de exemplu, buncătul ăsta mi-ar lua mult mai puțin. Cu mult mai puțin. Nu știu să faci și tu. Ziceam doar că omul e puțin insane. Bă, da. Lecții de LDOE. Aia zic. Bravo lui că a învățat până la urmă, e meritul lui. Uite, de exemplu, eu n-aș putea să fac cu spira de lemn. De ce? Pentru că m-aș enerva, pentru că n-am răbdare. M-aș enerva, m-aș stresa. Aș da cu telefonul de pământ. Perfect. Hai, l-omor? Ai, mă, frate. Mamă, vine de la Ploiești. Să mor eu, s-a dus până aici ca să vină până acolo, mă. Ce-a zis? Mamă, îi dau acum ultimata, vin din fundul grădinii. Poate îl prind. Ha, să când a fost așa. Țeacă. Da. Hop.
O să mă duc frumos să las, nu știu, să duc niște iteme acasă și dacă tot mă duc acasă, vreau să iau și zip gun-urile pentru că nu vreau să dau pistol pentru paraziți. Cred că mai fac floro 2 pe Harmon și după îl continui eu, nu știu, mâine dimineață, cred. Dau de la armura asta că n-am ce să mai fac cu ea. Armura asta mai merge la un The Blind One. Perfect. Ăstuia delete. Facem, uite, așa și așa. Facem, uite, așa. Las și chestiile astea. Te trezești de vreme să faci floor 3 pe Harmond? Nu, what the fuck. Mă prezez la cât mă-i trezi. Ia! Opa, am făcut floppy. Level 14? Bă, level 14, bă! Deci eu practic acum dacă mai fac floor 2 și 3, am șanse foarte mari să fac level 15. Nu? Nu chat? Ziceți voi. Fa, pe mie convine așa, mă. Mai fac rost de un MGL. Și dacă fac level 15, bag și un floppy. Dar n-am timp pe live. N-am timp deloc. Adonă, cine e? What the fuck? What the fuck e... Nu știu. A dat un spanac. Ce level ești la PES? Stai că-ți arăt. 16. Ia uite, numai ciocane. Numai ciocane. Scuze că n-am fost live, dar salut, of, salut Răzvan, nu mai spune scuze că n-am fost pe live, că nebunesc aici. Intri când vrei, intri când poți, intri când ai chef. Mă ajungi din urmă. Ia auzi mă, Cornel, înseamnă că vrei să o dai prea mai prahard. Să te ajung eu din urmă? Nu o se puie de așa ceva. Ia uite așa pe mine. Așa. Molly zicea că primesc trei AK-uri, am primit trei pistoale. Las că-s bune și astea. Bă, se iau și benzina, ia stați așa. Patru pistoale, perfect. Și așa aveam nevoie de pistoale, așa că... Which is very good. Gata. Deci nu, Răzvan. Intri când vrei, intri când poți, intri când ai chef. Ieși când vrei, ieși când ai chef, ieși când... nu știu, când te plictisești.
Eu vă mai cer scuze că vai, vai, îmi cer scuze că n-am fost pe live, vai, îmi cer scuze că am pierdut, vai, nu știu ce. Că mă simt eu prost, până la urmă. Na. Ah, pot să bag și în chopper, ia stai. Facem schema schemelor. Dacă am prins acum puțin teren, să duc cât mai multe, nu? Să duc cât mai multe acasă. Și nu uitați de butonul de like, hai că poate face și noi 20 de like-uri, nu mai trebuie 4 like-uri. Dacă facem 20 de like-uri, suntem forță. Suntem ce mai forță dacă facem 20 de like-uri. Așa. Gata. Ne ducem acasă. Ne ducem acasă. Știi ce îți lipsește ție? Un tactical backpack. Exact. Exact. Asta îmi lipsește mie. Am avut. L-am pierdut. Că da. Ultimul meu tactical backpack l-am pierdut la primul meu raid. Cine e vechi știe că am făcut live-ul ăla pe Provo și am dat și atunci primul meu raid și l-am pierdut acolo. Dacă faci 30 de like-uri, fac și eu live. Hai că fac eu 30 de like-uri dacă e. Fac eu 30 de like-uri la rival. Mă, Liviu, mă, încă n-am ajuns, mă, la performanța aia să fac 30 de like-uri așa pe un live în 2 ore, 2 ore și ceva. Uite că sunt live de o oră și 47 de minute și am 16 like-uri. Hai, 20, aaa, ia uite, 30, ia uite, te schimbi așa. Ia că eu nu n-am chef să fac ordine. Și banc, le arunc aia și fac eu ordine când o fi. Ce îmi place că am aici loc să pun chestii. Mamă, dacă fac eu de pe bunkerul ăsta level 15 la floppy, mamă, 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 păi imediat mă duc și bag floppy disk. Nici nu mai stau pe gânduri. Și așa am vreo 6-7 sprânse, deci e bine. Ai 17, 18, 19. Aoleu, limiune. Stai așa că am venit după zip gun-uri. Ia. Nice, un high-tech component din ăsta. De la plastic, am la plastic să-mi pun și în cap. Bă, dacă tot am venit în bază, ia să pun eu chestii pe aici și la făcut. What the fuck, de ce lagul ăsta? Așa și... așa. Jbang. Jbang. Jbang, jbang.
Nu, și morcovii. Îi băgăm aici. Luăm piatră, punem frumos piatră aici la prelucrat. Salut, era să ridic gradul. Salut, David. Floppy. Hai cu floppy, aia zic, hai cu floppy. Și dacă e să fac level 15, fac videoclip când deschid un floppy, așa că let's go. Hale salam că am. Chinezul-i de vină. Deci, Davide, chinezul-i de vină pentru chestia asta. Molly, dacă mai ești pe live, fii atent. Atât timp și ești pe Ramio și gândește-te că ăsta a fost plin, atâtea ca uream eu, mini-uziuri și așa, arme melee, pistoale și shotgun-uri. Așa, mai aveam în chopper chestii. Stai, am uitat că l-am dus. Mamă, vreau să fac cât mai multe, am cât mai multe idei în cap. Și în momentul în care încep să le zic și așa mai departe, uit ce voiam să fac. Ai cu 20 de like-uri? Da, ai cu 20 de like-uri. Eu nu am o armă melee de râs în bază. Cornel, da. Ai văzut câte soblăduri am eu și câte machete. Și gândiți-vă, deci gândiți-vă că am mai dat din ele destul de multe. Și la un moment dat intrasem în soblăduri și machete și pipe-uri bine rău de tot, adică intrasem ca lumea în ele. De ce? Pentru că aveam multe, foarte multe. Dutch is very good. Lasă-mă, mai bine să ai mai multe arme melee decât să n-ai deloc, știi? Mai bine să fii acolo decât să n-ai. Bine, faza e la mine că mă duc și la restopuri destul de multe și mă duc și la grupuri la fel. Și în momentul în care nimerez și restop și drop, mă duc și la restop și la drop și vin cu ori două soblade-uri, ori două scale creștere, ori două machete, știți? Ceea ce este foarte bine, dacă mă întrebați pe mine. Bă, un zip gun o să-mi ajungă pentru florul 2, o să mai fac florul 2 cât mai e. Mă, să le luăm pastă, dacă tot le-am luat. Așa, mai luăm un din ăsta și e totul bine. Nice. Luăm și 10 apă, că avem nevoie. Facem, uite, așa, facem, uite, de fapt nu așa, că ăsta e mai consumat. Și luăm așa o machetă în mână. Și e totul nice. Și viața e frumoasă. Am zip gun-ul full. Eu nu l-am full. Momentan nu vreau să-l fac. Vreau să mai strâng factory și carbon pentru atașamentele importante. De exemplu, mai am de făcut tactical stock-ul pe AK. Mai am de făcut și ceva barrel pe mini Uzi, care și ăla cere factory. Deci am. Mă rog, și nu vreau să fac zip gun-ul full, că na. Deci dacă facem 20 de like-uri așa pe ultima 100 de metri cât fac florul 2, pe Harmos suntem, bă, nu că forță, suntem direct de la NASA, navă spațială.
Nu mă întrebați de șiba cu maceta, nu știu, mi se pare mai repede. Sac. Sac. Perfect. Sac. Ha, mă. Așa. Bă, surprinzător că merge destul de repede. S-a dus maceta. A rămas fără macetă. Hai să încercăm un cleaver. De fapt nu, întâi se bat pe ea. Și acolo mă duc direct cu macetă. Adică aici, mă duc cu macetă. Păi deci dacă fac level 15 la floppy, bă, aș fi atât de fericit. Mamă, doamne, n-aveți idee. Și bang! I-am dat bucată. Haideți băieții, haideți, haideți, haideți! Am mai mult arme full, dar îmi lipsește atașamentul de pe macetă și încărcătorul de pe AK. Bă, înseamnă că le-ai pe toate. Nice! Poate atașamentul la MOV pe macetă poate spică de la o fermă ceva. Și încărcătorul pe AK, din câte știu, este MOV, deci o respică, dacă face arena, o respică de la arena. Ori de la police station. Dar oricum nice, bravo ție. Ia, facem schema aia pe care am făcut-o pe normal. Mamă, ce-am crezut că e acum viteză. Hai bro, hai bro, hai bro. Haide, 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 haide. Perfect, aici.
Bă, hai să continuăm cu un cleaver. Tot automatic, e roșu. De la arena mi-a picat mov pe zip gun. Las că e bun, mai bine decât nimic. Nu am fost genul ăla de persoană. Bă, mai bine ceva decât absolut nimic. Mamă, cu cleaver-ul ăsta. Un fill full modifier, dar cu 10 damage. Cam n-aș perlie situația. Nice. 54% baterie, perfect. Opa. Uite că merge și așa wall trick. Mamă, după ce-l va păsta, schimb melodia, că mă ia somnul. Ce melodia asta, mă? Cayenne, proastă melodie. Să mor pe bune, mă lua somnul de la melodia asta. Hai că mai bag una. Să am și o full. Perfect, nu mi-am luat hit. Așa. Come here. Cum? Ce asta, mă? De ce dracu se blochează? Ce porcărie, să mur eu de nu.
gata, nu, nu mai fac cu katana, că nu e melodie pentru nani. Bă, da. Dacă stau bine să mă gândesc, și asta e melodie pentru nani care a intrat acum. Dar nu mai schimb, că na. Să zicem că nu-i chiar așa proastă. Ah, da. N-ar intra o melodie din aia bunții, 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 știi? Să ne prezim din somn. Opa. Salut David, Bunker Bravo când? Bunker Bravo când o să am atașamente pe arme. Când o să am atașamente ca lumea pe arme. Bă, pe bun, acum facem și noi 20 de like-uri. Aia zic, în sfârșit ai intrat o melodie ca lumea. Oh, shit. Asta e, stați așa. Mamă, 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 mamă. Ăsta e din ăsta care face poc poc. Oh, shit. Oh, shit, shit, shit. Perfect. Nice. Mâncare, mâncare. Da. Levelul nu-mi dau seama la ce te referi cu semnele alea. Am zis că nu mai fac cu katana, dar vreau să o termin. Trei gun oil, nice! Chiar foarte nice! Credeam că se pot recicla antenele sau bujile, dar se pare că nu. Vă dați seama că antenele sunt făcute doar pentru actul 2 și pentru chestiile alea, proiectele alea, ce-or fi. No. Exactly, no.
Îl deschidem și noi pe termen, îl deschidem pe terminatul ăsta. Facem și noi, uite așa. Nenea, stai așa că stai, noi facem un tric cu katana că... Că nu prea merge katana pe aici. Mă rog, nu prea merge la Frenzy Giant, dar... Ia uite, 25, 25. Ia uite, alt 25. Nu poți să dai doar 25-uri, te rog eu frumos. Ia uite, 25. 25. Dă-i un 25. Ăla-i, tatile. Cleaver ascultător. Bro, ia vino cu a. Asta e din asta care face bum bum. Opa, perfect. Nice. Chiar foarte nice. Gata la afară cu mine, că am lenevit cam mult. Cât să fie zi un număr? Douăzeci și trei. Bă, ăsta vine prea aproape, ia veniți mă încoa. Zi-mă de la 500 minus un K. Deja ai spus două numere, 2 și 3, el a spus să spui un număr. 5. Fac florul 2, de fapt termin florul 2, după lutez chesturile și după închei. Și mâine, deci nu uitați, mâine, dacă nu intervine absolut nimic, repet, live cu Identity 5. De la 500 la 1000. De la 500 ce la 1000 ce? Că mie nu mi-ai zis nimic, mie mi-ai zis direct. Ziu un număr, gata la afară cu mine că am revenit cam mult. Pe la ce oră mâine? Nu știu. Probabil tot pe la acelea, pe la aceeași oră, 6. 6 jumate probabil. Poate 7. Nu știu. Mamă, iar șmecherie din asta.
Perfect, nice. Am scăpat de... de katana. Zic doar și zic la urmă. Dacă e după 6 e ok. Ok, bine. De zi doar și zic la urmă. Scrie în ceas să fac foto. Bine mă, un număr. 9. Deci 9 rămâne. N-am cum să scriu un chat acum. Ai mă, fratele meu. De ce cu numerele astea, Liviu? Gata, am zis număr, 9. Din nou, dacă mi-ai zis mie să scriu, n-am cum să scriu că... n-am cum. Nice, am bătut și paraziții. Normal că exploderul ăsta nu mi-a dat nimic. N-am schimbat, mi-a dat abonimation-ul. Scrie în ce așa puțin să farmez. E vorba de farm. Dacă te referi la tairele din PES, nu știu. Să o iau ca o provocare. Dacă te referi la PS, atunci îți dau un 43. Tier 43 îți dau. Normal că mi-au pum, normal. Să nu mi-au eu pum. Nu la pe farm de... de log. Aaa, de lemn? Farm de lemn? La asta te referi? De lemn, de oak log. De lemn de zi un număr. 800. O, nu 800, nu 800, nu 800. O 1300. Gata, ăsta rămâne. 1300. Și farb de oak. Na. Deci far de oak log și 1300. Cred că mă înjură Liviu acum.
Mamă, ce urăsc drop frame-urile astea, dar ar vrea cinele de drop frame-uri. Și după ce fac, îți dau poză pe Discord. Ah, ok. 1300 de ashlog, e ok. Bun, ashlog. Dacă vrei tu ashlog, ashlog să fie 1300. Am zis. Ai de capul meu că ai venit și tu. Olo. Doamne. Și ce naibii cu lagul ăsta, mă? Bă, de ce agață, mă, halul ăsta? Că ești am nevoie. Ok, deci 1300 de ashlog. Bă, pentru că am skill de bulgar level 3, îmi permit să fac și eu o chestie, mă. Gata. Ok, s-a făcut la treabă cu mine. Perfect. Stau frumos pe spate, aștept să moară ăsta. Și ce mai faceți, ce mai ziceți? Cum o mai duceți? Aha, am înțeles și aici. Nice. Ia uite pistolul. Ne auzim cât e gata farmul, ok. Baftă la farm. Eu o să lutez chesturile, după ce lutez chesturile, închei și eu că... Na. Sunt de 2 ore, aproape 2 ore jumate live. Și na, mă mai duc și eu, mai mănânc ceva. Da, useless. Mă rog, mai mănânc ceva. Mai fac și o chestie. Aer comprimat, evident. Perfect. Luăm și noi niște bere. N-ai mâncat ieri cât mănânci
Pagubă la casa omului. Mamă, poate revin mai pe seară cu live pe provo cu update. Cât am farmat. A, tu faci live pe provo? Bine, eu nu mai am provo. Nu știam că faci provo. Mișto. Atunci, dacă e să faci live, baftă acolo, pe live. Din când în când. Las că e bine. E bine, las că e bine. Oricum, nici provul nu mai e ce a fost. Ia, pică grenadă oare? Hai că a picat dacă e. Ah, să bag și astea. Să bag și astea să văd cât fac la floppy. Și după închei. Da, dar prea mă interesează că și așa am destule. Pe YouTube doar clipuri. Câți abonați ai? Acum să zică review 3000, nu știu cât. Deci să vă zic acum o chestie, dacă nu aveam școală și nu era școală, eu în fiecare seară aș fi făcut live, asta prima chestie, și aș fi postat foarte des. Nu știu, pe săptămână vreo 5 clipuri, să zic. Că na, o zi îmi trebuie și mie pauză. Deci să vedem câte puncte începător. A, ok, am înțeles. Deci fiți atenți. 3, 2, 1 și... Bă, nu e rău. Chiar nu e rău. Păi fac tot posibilul ca de pe bunkerul ăsta să fac level 15. Nu mă interesează, fac și floor 4 dacă e pe hard mod. Da. Mereu când închid muzica, asta înseamnă că a venit sfârșitul live-ului. Că nu prea am făcut reclamă. Bă, nici eu n-am făcut reclamă, efectiv, era să zic, am devenit cunoscut. Na, mă rog, n-am devenit foarte cunoscut. Am crescut în abonați din cauza că am postat last day o dată în limba română. Și last day-ul, în afară de youtuberii mari din România care fac last day, nu știu, Racu, Armageddon, mi se pare că s-a lăsat. Mă rog, în afară de Racu nu mai e nimeni. Ok, vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu mine aici pe live. Vă mulțumesc pentru like-uri. Ne vedem mâine. Și până data viitoare v-am salutat și aveți grijă de voi.